Mai rar se descrie în Sfintele Evanghelii un dialog pe care l-am ascultat astăzi. Și cutremurătoare sunt cuvintele alese de Sfântul Matei pentru consemnarea minunii săvârșite de Mântuitorul și încă o minune cu o femeie și mai ales străină de neamul iudeu. Dar Hristos a venit pentru toți și pentru toate. Se constată de fapt că cei de alte religii primeau mai ușor vestea Evangheliei pentru sinceritatea lor și credința lor în Dumnezeu întrupat. Ei nu veneau să ispitească pe apostol sau pe stăpânul lor, așa cum făceau adepții sectelor iudaice, ci să capete răspuns credinței lor prin tămăduire și mângâiere. Și avem exemplu. Leprosul vindecat, sutașul cărui s-a tămăduit, supus, femeia cu curgere de sânge, fiul văduvei din Nai și mai ales Fotiniei, femeia samarineană. Minunea săvârșită prin mijloace de către Mântuitorul a avut ca motiv credința mamei în vindecarea fiicei sale. Totdeauna și în orice loc, femeia mamă a fost binecuvântată de Dumnezeu și respectată de oameni. Sfântul Apostol Pavel ne asigură: femeia se mântuiește prin naștere de prunci, fiindcă ea dă naștere și continuă viața ca dar al lui Dumnezeu și a suflat Duh de viață. Femeia cananeancă rămasă anonimă este de fapt fiecare femeie din lume care și-a împlinit menirea și a luat binecuvântare. Dar martorii minuni prin care și Sfântul Apostol Matei, care ne-a lăsat Evanghelia din care am citit astăzi, sunt și astăzi prezenți în credința mamelor creștine și mai ales a celor care au dat naștere sau ai căror copii sunt handicapați sau posedați de diavol din cauza păcatelor lor sau a strămoșilor lor. Femeia mamă cananeancă știa acest fapt, dar era convinsă că cel ce ridică păcatele oamenilor o va milui, fiindcă ceea ce se pare cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Pentru noi, iubiți credincioși, femeia cananeancă a fost și rămâne exemplu de insistență în rugăciune și concretizarea credinței ei. Sfânta Evanghelie ne înfățișează pe o femeie de arneam, fiindcă ea avea fiica bolnavă psihic, chinuită rău de un diavol. Era din părțile Feniciei, țară cu tradiții culturale în epoca veche. Fenicienii, după cum bine știți, au inventat scrierea. Erau mari călători și corobieri, descoperitori de noi seminții și civilizații. Această fiică a neamului lor cunoștea multe religii și în același timp o interesa credința poporului biblic. Și atunci, ca și astăzi, boala copiilor era socotită incurabilă, un blestem pentru neam și o rușine pentru comunitatea umană în care își ducea existența. Tirul și Sidon erau cetăți cu veche civilizație despre care Mântuitorul amintea:
Ori femeia credea în Hristos că este profetul poporului evreu, dar și auzise de nenumeroase vindecări și tămăduiri, ceea ce a îndreptățit-o să-l considere Fiul lui Dumnezeu sau Fiul lui David, Mesia cel profețit. Și când a auzit că vine Iisus spre acele locuri, n-a mai așteptat să intre în cetate. Ce a ieșit în întâmpinarea sa, i-a căzut la picioare, i s-a închinat spunând: Ai milă de mine, Doamne! Fica mea este chinuită de demon! Numai Tu poți să mă dezlegi și să ștergi nelegiuirea, fiindcă păcate m-a născut mama mea. Știu că ești împărat, Fiul lui David, ajută-mă, Mântuitorule! În același moment, mijlocesc apostolii, rugându-L pe Mântuitorul să o miluiască. Și Domnul Iisus răspunde ca un om profet și pentru ei, ca evrei, nu sunt trimis decât la oile, cele pierdute ale lui Israel. Ucenicii au tăcut. Mulțimea n-a înțeles. Dar femeia știa că Mesia este Dumnezeu tuturor. Că El a venit pentru întreg neam omenesc și că ea are sânge din rut. Iar Hristos este și om desăvârșit. Și mai mult, ea insistă în rugăciunea directă din inimă zdrobită pe care Dumnezeu nu o înlătură. Doamne, ajută-mă! Și Iisus îi răspunde ca unei mame: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la câini. La care femeia recunoaște că noi suntem câini, iar El este hrănitorul tuturor și mai mult insistă: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. La această spusă, cei de față au rămas uimiți. O mare tăcere a cuprins mulțimea și cu inima sinceră așteptau cuvânt de mântuire și răspuns inteligent pentru femeie. Și Iisus a privit poporul și aproape cu lacrimi în ochi a dezlegat pe chinuita mamă spunând: O femeie, mare ți este credința, fie după dorința ta. Și s-a cutremurat cei de față și a fost încă un prilej de întărire pentru ucenici. Și femeia în genunchi a sărutat picioarele celui ce este calea, adevărul și viața, s-a luminat la față, a schimbat lacrimile durerii cu cele ale bucuriei, s-a ridicat, a privit mulțimea înspăimântată și fiindcă Iisus îi ascultase rugăciunea, era sigură de miluirea și tămăduirea fiicei. Și într-adevăr, Evanghelistul spune: Și în acel ceas s-a tămăduit fiica ei. Sfinții părinți s-au oprit asupra acestei istorisiri. Comentarii și omilile de tot felul au fost alcătuite, dându-se ca exemplu de credință tare această femeie. Dar întâiul comentator este chiar Sfântul Matei, care a scris Evanghelia din care am citit, care dovedește poporului ales că Iisus este stăpânul, Mesia cel așteptat și trimis la oile cele pierdute ale lui Israel. Dar și pentru a arunca fărâmiturile
izbăvirii și celor de alte neamuri, așa cum este cazul femeii cananeence. Iubiți credincioși, dar minunea săvârșită aproape de Tir și de Sidon este angajată natura înconjurătoare și mai ales roadele ei, îndeoseb pâinea și fărâmiturile care fac să dureze și să continue viața omului și animalelor. Evanghelia este pe lângă un document al credinței și un îndreptar dumnezeiesc pentru comportarea credinciosului față de semeni și față de mediul în care își duce viața zilnică. Femeia cananeancă avea o credință neclintită, bazată pe experiență de viață îndelungată, pe o cercetare și cugetare adâncă a adevărului uman și chemarea omului. Din dialogul cu Mântuitorul, ea dovedește o cunoaștere a culturii omului. Din dialogul cu Mântuitorul, ea dovedește și cunoașterea civilizației și culturii. Ca orice mamă responsabilă de viață, își dădea seama că blestemul cel de demult a găsit să lase propria fiică. Alergase la tămăduitorii vremii, cercetase arta vindecării, dar s-a dovedit neputincioasă. Fiica ei nu avea o boală trupească fizică, ci sufletească ce se manifesta prin trup, fiind chinuită de diavol și nu alerga la ghicitori sau vrăjitori, ci la doctorul sufletelor despre care știa din Scripturi. Îndoială în credință n-a avut nici când. Iar acum, prin tămăduirea fiicei și de care ei s-a împlinit profeția, dreptul prin credință este viu. Tot din Sfânta Evanghelie se vede că apostolii sunt cei din tâi mijlocitori ca cei ce vor fi martori văzători și trimiși ai Mântuitorului până la marginile Pământului. Prin ei cunoaștem noi, cei de astăzi, ce s-a petrecut acum 2000 de ani. Fiica tămăduită, după unele comentarii, era și din neam ales. De acea mamă, ei au ieșit în întâmpinare. În întâmpinarea lui Iisus, în afara cetății, ca lumea să nu înceapă discuțiile sau să o considere și pe ea tot bolnavă. De aceea Evanghelia nu reține numele mamei și fiicei. Dacă erau cunoscute, se producea tulburare și puteau fi ucise cu pietre în viața publică pentru trădarea credinței și obiceiurilor. Secretul spovedaniei. În sfârșit, femeia cananeancă dă exemplu de atașament. Câinii de la casa stăpânului, se știe în biserică din cioși, că într-adevăr, câinele este cel mai apropiat animal domestic de om, este atât de fidel, încât își sacrifică viața alături de stăpân. Câinii astăzi sunt folosiți fie cobai sau marile laboratoare ale lumii, fie pentru simțul lor olfactiv, fie în medii sanitare și de salvare, dovedind un atașament deosebit și o afectivitate aleasă. Aici doresc să fac o paranteză. Știți că nu s-a inventat niciun aparat electronic să poată să descopere droguri, care este cel mai mare dușman al vieții astăzi pe Pământ. Cei mai mulți oameni mor de la droguri. Singurul viețuitor pe Pământ cu viață e câine,
care datorită celor 4 milioane de senzori în vârful nasului, el descoperă drogul. Sigur, trebuie să înțelegem, sunt câini dresați. Este un mare păcat pentru cei care aleargă chiar cu mașinile. Am văzut un caz lângă Ploiești, când un câine traversa, nu era în oraș, era în afara orașului, traversa și șoferul din fața mea s-a dus până pe marginea șoselii ca să-l prindă și să-l omoare. Sigur, când las un gust amar, ce inimă ai tu? Că nu te obligă nimeni în viața aceasta să iubești câini. Dar nimeni nu-ți dă dreptul să-i omori. Vedeți, noi avem acum o obie, așa că a murit Ionuț în parc. Și sigur, fiecare să pună, dacă era copilul tău, cum reacționa. Nu e vina câinilor. E vina autorităților. Că nu pun la punct sistemul care a fost plătit de Uniunea Europeană. Știți foarte bine. Clinica de la Ilioan a fost clinică de stat. Cu banii aceia trimiși europeni, câțiva s-au privatizat și au cumpărat clinica. Și câinii din București au rămas fără acel program instituit ca să nu se mai înmulțească. Deci cea mai bună metodă pentru a nu îi omorâ este sterilizarea lor. Și mi se pare o chestiune de civilizație. Dar noi ne repezim, punem în cârnăcior o travă, le aruncăm pe drum, tot în zona aceea, spre pușcăria de la Mărginem, din comuna Ile Caragiale, și intrarea în Ploiești, unde sunt depozitele cele mai mari din România, de mărfuri, s-a găsit un isprav în acesta, a cumpărat vreo 20 de kilograme de cârnați, i-a umplut cu o travă și i-a aruncat pe tot traseul. Și sigur, animalul înfometat, a mâncat și a murit. Nu s-au stârpit câinii. Dar mă gândesc, cum va merge el în fața lui Dumnezeu? Ați văzut acum și cu asta închei, în această paranteză, cu tremurul care s-a bătut în Hong Kong, unde un bloc s-a dermat. Cine căuta supraviețuitor? Câinii. Câinii. Încă nu există descoperit un aparat ca să poți să detectezi că acolo e un copil sub dărâmător sau un om sau... Iată. Și noi nu facem altceva decât să poți să-i omorâm. Ați văzut acum parlamentarii cu ciobanii. O aiurea răcurată. Trăim într-o lume anormală, oameni. Nu vă obligă nimeni să... Dacă am face acum un sondaj în biserică, am face jumătate iubitor de animale și jumătate împotrivă. Ar fi o prostie. Să nu le iubiți, dar să nu le omorâți. Să găsim alte metode pentru ei. Să le dăm o șansă de viață. Că viața e darul de la Dumnezeu. Eu provin dintr-o familie lărgită de vânători. Unchii mei, un unchi de-al meu, nepotul lui lucrează la noi aici, la biserică. Erau 7 frați, toți erau vânători. Și eram copii și eram și noi curioși să mergem la vânătoare. Eu fiind într-o zonă de munte. N-am văzut că atâta conștiință. Era la vânătoare de cerbi. Nu era pe vremea aceasta, când azi vânează numai somitățile, nu oamenii de mână. Unchiul meu a stat 25 de minute cu pușca țintită pe un cer și n-a tras în el. De ce? Cerul stătea jos și rumega. Și în legea nescrisă a vânătorului,
să nu-l omori dacă nu-i dai șansa lui de viață. În momentul în care s-a sculat, atunci a tras. L-a tras pe alături. Și nu l-a împușcat. Sigur, el a tras să-l împuște. Dar să se scoale, să aibă șansa de a viețui. Nu când el stătea acolo, evident, îl împușca direct. Aceea era conștiința vânătorului. Nu mai există astăzi. Astăzi trăim într-o lume anormală. Mama creștină românească a fost totdeauna ideală în fața Stăpânului, adică în Biserica Mântuitorului Hristos, ferindu-l nu numai fiicele de urăciunile și spurcăciuni, ci și flăcăi pentru a crește sănătoși trupește și sufletește, pentru ca întinăciunea să nu pătrundă în familia noastră atât de binecuvântată, dar și încercată de-a lungul timpului și vremii. Tatăl și-a făcut datoria așa cum a învățat de la moși și strămoși. Mama a păstrat tot ceea ce este sfânt și drept, cuvincios și adevărat, și a plantat în sufletul fiicei dragostea de Dumnezeu. Evlavia, credința în grai românesc și mai ales plinirea menirii ei prin nașteri de prunci ca o viață roditoare, și dacă putucul este sfânt, și mlădițele vor fi la fel. Dar lumea s-a schimbat. Astăzi vedem copiii nu mai ascultă de părinți. Mama nu mai are niciun rol educativ pentru o fată care începe să mugurească gânduri ale gândul păcatului. Ea se alimentează după net astăzi. Ea vorbește pe Facebook. Ea astăzi consideră pe bunica o femeie cu experiență expirată, depășită, și dacă ar putea cât mai repede să plece din lumea aceasta, că i-ar trebui garsoniera să plece de lângă mama și tata să aibă libertate. Trăim aceste vremuri, iubiți credincioși. Ar fi bine să ferim copiii de întinare prin viața și exemplu care este astăzi. Părinții trebuie să fie mai responsabili, dar și copiii trebuie să-i punem de mici să asculte. Păcatul universal este neascultarea care s-a transmis de la Adam și Eva. De atunci, neascultând de Dumnezeu, s-a mulțit și nimeni nu mai ascultă de nimeni. Uitați-vă și în structurile militare. Nu mai spun la biserică. Spuneam aseară, ieri după amiază, de fapt, la un botez aici, cum să iubiți dumneavoastră preot? Cum să iubiți? N-aveți cum. Când ai făcut tu, femeie, un păcat, și vii și spui, părinte, eu mă duc că nu mai place de bărbatul meu, mă duc unul care îmi place de el, sigur, mă iubește, mă răsfață, îmi face de toate, și tu îi spui, femeie, oprește-te, ești în păcat. Nu mai continua. Ai soț, ai copii, ai responsabilitate. Schimbă-ți tu comportamentul să vezi că soțul tău te va iubi ca la început. Sigur, te ia, pleacă de la biserică, te jură până la poartă. De ce? De unde o iei pe femeie? De la bucuria păcatului. Sigur, dacă iei omului mâncarea, îți dă în cap. Și nu e diferență că ați vorbit despre câini. Noi avem aici vreo 12 câini în biserică. Dacă te duci, îi dai mâncare și te duci să umbli, să iei mâncarea, te mușcă. Restul? Nu există afecțiune din partea nimănui să te iubească cum te iubesc câinii aceștia. Omul e la fel, dacă ai luat mâncarea, asta în cap. Cum
țâneai în care. Cum să-l iei pe la el de la bucuria păcatului. Și atunci, evident, mama când îi spune fetei, nu faci bine că te comporți așa, nu faci bine că pierzi nopțile, nu faci bine că nu știu unde te duci cu săptămâna, nu te duci la școală. Fiecare mamă o doare pe interior că nu ascultă. Nu mai spun, bunica plânge în colțul casei acolo. Că nu ascultă nici pe ea. Dar vina nu e a copilului iubit credincios. E tot a noastră. Că nu știm să-i strunim de mici. Deci instructajul, instrucția se face de când copilul e mic. Cum a crescut mai mult, cum începe să se răsfețe și el nu mai are. Sunt cazuri dintr-o mie, doi, trei care sunt excepții. Dar restul, toți sunt în același păcat. Păcatul neascultării. Vedeți, la școală, de dascăl nu mai ascult. Eu nu vreau să mă înțelegeți greșit. Foarte mult, mulți aveți în concepție. Dom'le, păi mai e ca pe vremea părintelui Ilie, când era la școală, când stătea rezemat aproape în poziție de drept, când trecea profesorul. Nu vreau așa. Doamne ferește! Dar nici ca astăzi să te duci să sfidezi profesoara prin vestimentația ta, prin neascultare. Și ați văzut ultimul exemplu, că comentăm aproape săptămână de săptămână ce vedem și noi și ce auzim, printr-o glumă a unui elev, un profesor emerit, cu cele mai bune rezultate, probabil, din România, cu la participarea elevilor lui la concurs internațional, să-l târie pe la toate comisiile, dar eu cred că sunt bolnavi și ăștia din inspectorat. Păi la mine, dacă vine unul și spune cu părintele George, a fost bea la liturghia, ci îi dau cu potirul în cap. Că îi spun că n-a fost, că s-a împărtășit cu mine. Și preotul, dacă se împărtășește, trebuie să nu mănânce nimic de seara, să-și facă rugăciune, să pregătească. Că nu mai poți să rabzi această nenorocire a lumii moderne. Adică au dreptate ăia care vin aici și țipă la credincioșii mei. Băi, ăștia sunt spălați pe creier, că așa ne acuză unii, că veniți aici, iubiți credincioși, să vă spălăm creierele. Că creierele acestea ale credincioșilor sunt de joasă factură. Adică dumneavoastră sunteți gunoiul societății. Uitați, băgați-i la o rugăciune și să vedeți că după 10 minute să plictisesc, să foiesc, n-au liniște și ies. Citiți în ultimul magazin să vedeți mărturia unui stareț de mănăstire care a fost căsătorit și până la 30 de ani a fost ateu. N-a crezut în Dumnezeu. Bunica lui era foarte credincioasă. Era din zona Argeșului. Și l-a luat odată cu plâns dimineața, plângea bunica, hai și tu, mama, la biserică. Și s-a dus. Era și hramul de Sfânta Filofteie la Curtea de Argeș. Și după 10 minute a început să transpire, a început să aibă liniște, a ieșit afară, intra cu tare, până la mi-a spus, eu nu mai stau acolo. Și a plecat. O săptămână nu prea a avut liniște. Când a venit duminica următoare, a spus, bunica, vreau să merg și eu la biserică. Și a venit la biserică. A stat, dar mai cu greu, toată Sfânta Liturghie. A treia duminică a venit el. A venit și a început să calce și să urce treptele acestea spre biserică. Și s-a hotărât, după ce a început să-L cunoască pe Hristos, să-și dea seama cât a pierdut și ce bucurie are bunica. Tot timpul o vedea, aici era secretul. Toți erau agitați, cum suntem toți cei de astăzi. Și bunica era bucuroasă. Tot timpul era veselă, tot timpul avea zâmbet, tot timpul avea o vorbă bună. De
De ce? L-avea pe Dumnezeu bunica. El nu l-avea pe Dumnezeu, era agitat, niciodată nu era mulțumit de nimic. Și-a hotărât ca el, copilul și soția să se călugărească. S-a călugărit. El, soția, copilul l-a luat la mănăstire, copilul n-a îmbrățișat haina monahală, ci este un avocat de succes astăzi în România. Dar el și soția sunt călugări. Ea la o mănăstire de maici și el lângă curtea de Argeș unde a făcut și o mănăstire. Și mărturisește cum l-a cunoscut pe Dumnezeu. Iată un exemplu care nu e trecut în cărțile noastre de slujbă, cu tare. Apar aceste cazuri în diferite reviste, magazin, în Taifas, în știu, alte publicații care ce fac? Întăresc în credință oamenii care sunt încă în cumpănă. Iubiți credincioși, scoateți tot ceea ce e rău și băgați-L pe Hristos înapoi, că-L aveți prin botez. Ce-a cântat preotul când m-a băgat în cristelniță? Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Păi sunteți îmbrăcați în Hristos. Iată, închei spunând că femeia cananeancă de astăzi este o pildă pentru noi, pentru toți. Și dacă credem cu adevărat, tot se va realiza. Femeia aceea care era de alt neam a crezut cu adevărat și s-a vindecat fiica. Femeia aceea suntem toți cei de astăzi. Și plecați cu încredere de la biserică că l-ați întâmpinat pe Hristos, i-ați mărturisit prin gândul dumneavoastră și prin rugăciunea dumneavoastră ce ați greșit, dar nu e suficient. Să ne întoarcem în dreptății, schimbați. Mergeți acasă și zâmbiți-le celor de acasă, duceți-le binecuvântarea și prin manifestarea dumneavoastră, prin trăire. Nu vă mai duceți agitați, nu mai înjurați când ajungeți în casă și vedeți că ceva nu este în regulă. Faceți rugăciune și să începem un program. Te-ai dus acasă, mulțumește lui Dumnezeu că ai ajuns la familie. Ai văzut dimineața că s-a aprins becul lui Dumnezeu și e lumina afară, mulțumește. Ai văzut seara că Dumnezeu întrerupe lumina, spune-i, Doamne, îți mulțumesc că nu ne iei nici bani pe lumină. Că vine, eu mor ăsta, e vezi? Cei de la... E nervă, ziți. Aia nu iau bani. Când vă așezați la masă, slavă Domnului, dacă e cineva de aici care n-are măcar o bucată de pâine, atunci să apeleze și eu vom da noi biserica. Dar cred că toată lumea are. Dar uite să se roage. Să-i spunem măcar o rugăciune. Când ne așezăm la masă, nici nu știm să facem rugăciunea. Am văzut muncitori de-ai noștri de biserici. Spunem în numele Tatălui, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. După ce ne sculăm de la masă sau încheiem rugăciunea, spunem slavă Tatălui. Deci îi aducem mărire lui Dumnezeu și mulțumim că ne-a săturat de bunătățile cele pământești, dar trebuie să ne rugăm să ne ierte de tot ceea ce gândim, de tot ceea ce săvârșim și de gândurile care de multe ori nu prea le putem stăpâni. Fug așa ca internetul. Navigăm cu gândul ăsta până Craiova, prin Melbourne, în Australia, până Noua Zeelandă. Mergem cu gândul peste tot și de multe ori păcătuim. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea liniște, să ne dea pace și Hristos să fie cu noi. Thank you.